Programul Masă Caldă pentru copii se va derula și în semestrul al doilea al anului școlar 2021-2022. La nivelul țării, 68.000 de școlari sunt beneficiari ai acestui program, dintre care 900 de elevi din județul Mehedinți. Anul acesta, Guvernul României a acordat suma de 66 de milioane de lei pentru a continua și a se derula și în semestru 2 programul Masă Caldă pentru copii. În 2016, când a apărut acest program, s-au prevăzut un număr de 50 de școli din mediul defavorizat care să beneficieze de un astfel de proiect. În 2020, la inițiativa Guvernului Partidului Național Liberal, s-a mărit acest număr de școli de la 50 la 150 de școli beneficiare ale acestui program de masă caldă pentru copii. În acest moment putem spune că avem 68.000 de școlari care beneficiază de acest program, copii care sunt în medii defavorizate și care au nevoie de această masă caldă la școală. Putem spune că rezultatele, conform surselor de la Inspectoratul de Învățământ, rezultatele sunt unele îmbucurătoare, și anume că acest program își arată deja rezultatele, își dă roade, ceea ce înseamnă că mulți copii din zonele defavorizate au continuat să învețe, au continuat să vină la școală, abandonul este mult mai mic de când se aplică acest proiect. Programul Masă Caldă se adresează elevilor preșcolari, dar și celor din ciclul primar și gimnazial. La nivelul județului Mehedinți am avut și vom continua cu 4 unități de învățământ pentru semestrul 2 al anului școlar 2021-2022, pentru că, din câte știm, a apărut hotărârea de guvern, ceea ce înseamnă la nivelul județului Mehedinți un număr de aproximativ 900 de beneficiari pe cele 4 unități de învățământ. 900 de beneficiari, așa cum spune programul, vor beneficia de o masă caldă oferită prin banii guvernamentali, de către Ministerul Educației. Achiziția pentru acest program se va realiza de către unitățile administrativ-teritoriale. Ministerul Educației face eforturi pentru a asigura tuturor elevilor accesul la o educație de calitate.